el că ar fi cea mai potrivită și mi-a spus Dumnezeu pe inimă o cântare de încurajare, pentru că vrem în dimineața aceasta să fim o încurajare pentru întreaga biserică și să vă spunem să nu vă pierdeți încrederea în Dumnezeu atunci când El îngăduie să trecem prin clipe grele și prin necazuri, așa cum spune această cântare, când vin clipe grele, atunci Domnul vede că te încrezi tu în El. Și vrem în dimineața aceasta să mărturisim că am văzut mâna lui Dumnezeu, cea tare, care atunci când am fost sus pe munte, aceeași mână a fost cu noi și când am fost în vale, Dumnezeul care ne-a pus bucuria în suflet a fost același care a știut să ne steargă lacrimile de pe obraz și acestui Dumnezeu vrem să-i aducem slavă și laudă în dimineața aceasta. Vreau totodată să mulțumesc bisericii că ați fost alături de noi și ne-ați suportat atât în rugăciunile voastre și cât și financiar și cu tot ajutorul care ați fost alături de noi. Dumnezeu să vă răsplătească și El să înmulțească de acolo de unde ați luat și tot ce ați făcut pentru noi. Suntem recunoscători și mulțumim lui Dumnezeu că am simțit cu adevărat că avem frați și surori în biserică care împlinesc Scriptura. Acolo unde zice că plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Vă mulțumim că ați plâns împreună cu noi și vrem să vă bucurați acum împreună cu noi, că Dumnezeu ne dă putere să mergem înainte. Cântați împreună cu noi! Aștept
Ta.